și toate acestea pentru că diseară toți copiii își curăță de zor ghetuțele cu gândul că Moș Nicolae va trece și pe la ei. Iar moșul cel darnic i-a rugat pe părinți să-l ajute să adune jucăriile și dulciurile pe care le-au cerut cei mici, așa că magazinele sunt pline. Potrivit unui studiu, aproape 90% dintre orășeni l-au convins pe Moș Nicolae să aducă daruri copiilor cu minți. Te gânde ghecuțele, ca să mi le pune Moșul Nicolae, e dulce și jucării. În ajun de Moș Nicolae, Antonia și surioara ei, Petra, își curăță sârguincios ghetuțele. Au aflat că moșul vede tot și ca să-l impresioneze, s-au hotărât să-i scrie și o scrisoare. Un fotonaș de jucărie! Și lui Petra ce se aducă Moș Nicolae? O suzetă. La fel au procedat și alți prichindei. Am o idee să scriu Moș Nicolae într-o felicitare. Eu mă fost să dormi, îi pun papuci și ne aduce dulciuri. Iar ajutoarele moșului au luat la pas molurile. Unul dintre ei și-a pus o minge și un pistol cu bile și e fată. Și celălalt și-a pus haine, rechizite, dulciuri. În magazinele cu jucării, ajutoarele moșului nu au mai știut ce să pună în sac. Așa mare cu poliție nu avem. Noi avem o mașină de poliție din fugă. La târgurile de Crăciun am găsit și cadouri pentru oameni mari. Pantofi, bijuterii, poșete, multe rochii și jachete. Acum moșul îți dă unuia, nu pentru că ai fost rea, însă odată pe an știi bine, o ieșire prinde bine la o bere fără tine. Am o geantă. Cadou pentru dumneavoastră de Moș Nicolae. Da. Mai merită și mamele. Pentru mami, pentru că face curățenie non-stop. Și asta pentru tati, pentru că are două fete și... Să vă apere. Da. Jucăriile preferate de copii sunt cele cu prințese și supereroi. Avem aici palatul de gheață al Elsei din Frozen 2, care are funcții, ușile se deschid. Ca să-l ajute pe Moș Nicolae, magazinele au redus prețurile la jucării și la jumătate. Drept urmare, vânzările cresc în această perioadă, chiar și cu 70%. Anul acesta, cadourile preferate de români rămân în continuare dulciurile urmate de jucării, dar și de îmbrăcăminte sau încălțăminte. Oamenii preferă de asemenea să cumpere fructe, cosmetice sau parfumuri, dar și cărți. Inspirația o găsesc aici, direct în magazin, dar și în online sau la târgurile de Crăciun. Potrivit unui studiu, un român din mediul urban cheltuiește în ajun de Moș Nicolae aproximativ 355 de lei pe cadouri. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.